Bună dimineața, Bună Iuliana. dimineața, Marius. Continuăm cu Cartea Înțelepciunii lui Isus, fiul lui Sirah sau Ecleziasticul. Prologul tălmăcitorului. Multe și mari învățături datu sau nouă prin lege și prin proroci și prin ceilalți scriitori urmașii lor, pentru care datori suntem să preamărim pe Israel în știința și în înțelepciunea lui. Ci fiindcă nu numai singur cei ce pot să citească în limba ebraică cuvine să ajungă înțelepți. Datorie este ca iubitor de învățătură să se poată face folositor prin cuvânt și prin scriptură și celor din afară, neștiutor de limba ebraică. Pentru acest cuvânt, bunicul meu Iisus, care se îndeletnicise foarte mult cu cetania legii și a prorocilor și cu acelorlalte cărți părintești și care își câștigase în aceste învățături o îmbelșugată agerime, s-a simțit îndemnat să alcătuiască o scriere despre cele privitoare la învățătură și la înțelepciune. Așa încât cei dornici de știință, după ce vor pătrunde și cartea lui, să poată să propășească mai cu temei în viața poruncită de lege. Rugați sunteți să citiți cu bunăvoință și cu luare aminte și să fiți cu pogorământ, acolo unde, cu toată sârguința pe care ne-am dat-o la tălmăcire, vă vom părea că n-am nimerit bine unele ziceri. Căci ce s-a spus în limba ebraică, dacă este tălmăcit într-o limbă străină, nu mai are aceeași putere. Și nu numai această carte, ci chiar și legea și profeții și celelalte cărți care mai sunt, arată destul de mari deosebiri când le citești în limba de obârșie. Și eu, ajungând în Egipt, în al 38-lea an al domniei regelui Evergetes și petrecând acolo în zilele lui, am găsit o mare scădere de învățătură față de cea din Iudeea. Drept aceea am socotit că este foarte de trebuință ca eu însumi să aduc oarecare strădanie și sârguință în tălmăcirea acestei cărți. Jertfiind multă veghe și învățătură în toată vremea, ca să duc tălmăcirea cărții până la capăt și să o dau în vileag și pentru aceia care, trăitori în țară străină, sunt totuși voinici să învețe și sunt gata să-și potrivească viața după poruncile legii. Nu oprim puțin. 1. Da. Ai văzut, mi-ai trimis tu un fragment din Anania, Da. da? De la Securitate, Da. în cartea Securității, și ai văzut ce diferență imensă, ce important este un singur cuvânt într-o Singur cuvânt. propoziție. Mai ales Noi prin fapt. vorbim de prorocul Isaia, de 43 cu 11. Da, Da. da. Când a înlocuit cuvântul Mântuitor, că eu sunt unicul mântuit, sunt Dumnezeu unicul și nu Eu există sunt Dumnezeul tău și nu există alt mântuitor în afară de și nu există mine. alt mântuitor în afară de mine. Acel cuvânt mântuitor l-a scos și l-a înlocuit cu altul, mai știu care. Cu Salvator sau cu ce? Da, ceva așa. Da. Și care dădea o nuanță de neimplicare. Da. Adică l-a făcut pe Dumnezeu neimplicat și l-a implicat Izbăvitor, i-a zis izbăvitor. izbăvitor, da. Da. L-a făcut neimplicat și pe Iisus l-a făcut Dumnezeu implicat. Deci se vede Da. clar care a fost interesul lor acolo. Și cu siguranță de la trecerea de la o limbă la alta și au fost folosite diferite versiuni. Versiunea ebraică spune într-un fel, la cea Septuaginta altfel, la cea greacă Da. altfel. Deci se pierd înțelesurile. Nu mai vorbesc despre cele 200 și ceva de schimbări de la Biblia engleză a regelui Jones, sau nu știu cum se chema, St. Jones. Da, dar mă gândesc totuși că noi, ca ortodoxi, nu știu dacă am avut noi tangență cu Biblia aceea, nu cred că s-a tradus de la englez nimica la noi. Mă Nu gândesc, s-a tradus, habar n-am. s-a luat de referință. S-a Se luat de iau de referință. referință, întotdeauna la traducere se iau referințe. Și acolo unde nu le convine, ei se duc și verifică ce zic alții și acolo încep să modifice cuvintele, propozițiile întregi. Și uite că dau alte înțelesuri și contează, pentru că Da. noi în viața de zi cu zi, uite, ne luăm după ele.
și luptăm că a existat, când de fapt este doar o poveste. De la Noul Testament sunt de luat doar anumite afirmații care sunt oricum puse în poziția accesorie ca efecte, dar și acelea trebuie cu discernământ luate pentru că sunt puse cuvintele într-un mod care nu creează acțiune, nu dă Da. voie să le aplici. Au un grad de generalitate așa de mare încât nici nu trece. Cum a fost cuvântul care ai spus tu înainte? Nu e Da. uzual. Știi? Și nici nu trece prin cap și gata, creierul nu poate să îl folosească. De-aia știu foarte bine, suntem spălați pe creier, tot timpul ne rotesc anumite concepte și cuvinte cu o frecvență foarte mare, acolo unde vor să obțină. Deci noi suntem dirijați prin cuvinte, adică este un lagăr conceptual. Cea mai mare putere este puterea conceptuală. Cel care deține puterea conceptuală controlează lumea și controlează mințile noastre. Și nu știu ce ar mai avea ei nevoie să ne te controleze cu nanoroboți și mai departe. Habar n-am. Că deja suntem controlați. Facem ceea ce vor ei. În toate religiile. Și au o conducere centrală. Asta a fost dintotdeauna. Noi nu știm. Avem impresia că au fost salvatori pentru fiecare cultură. Nu. Da. Au făcut același lucru, au fost puși în aceeași poziție, toate s-au copiat unii de alții, e aceeași situație. Însă omul are un sentiment religios în el și îl caută pe Dumnezeu, dar nu știe unde să-l caute. Nu-l caută în afară pentru că nu-l caută în interior, îl caută în afară pentru că dacă l-a căutat în interior, ar trebui să facă jertfă și nu-i convine. Deci, din cauza aceasta, i s-a dat ceva ușor care să îi simuleze sentimentul de religiozitate, să îl, cum să zic eu, să-l zgândere așa puțin, să-i dea o stare de mulțumire, dar să nu se schimbe nimic, exact cum zice Caragiale. Dar să nu se schimbe nimic în realitate. Da. Și omul, atâta timp cât nu se jertfește pe sine pentru celălalt, nu poate să-l cunoască pentru că nu face ceea ce face Dumnezeu. Cunoașterea divină pornește în momentul în care imitat eu, îl imiți pe Dumnezeu în comportament, în tot comportamentul. Și este fantastic de frumos comportamentul ăsta lui de sacrificiu de sine veșnic pe care trebuie să-l facem și noi nu-l facem. Apar probleme foarte mari aici. De aici, de la Noul Testament și toate religiile care au un salvator pus pe mult, apare problema că dacă nu pui în purtarea ta însușirile divine, omul degeaba face ritualul sau rugăciune, meditație, exerciții, dacă în comporta nu e pus Dumnezeu în comportamentul lui, dacă Da. nu face parte din viața lui, el nu poate să se apropie de divin și se va apropia de materie. Deci problema la Dumnezeu este că nu-i convine de Dumnezeu, nu-i place, în viața lui nu-i place de Dumnezeu, îl urăște. Pentru că Dumnezeu înseamnă nu mult, nu mai mult, nu mai Da. bine pentru sine. Și el ar însemna să nu mai adune, să nu mai câștige, să se mulțumească cu puțin și nu poate lucrul acesta. Este înșelat. Și problema vine din faptul că noi punem o etichetă pozitivă la ceea ce ne omoară. Adică îi spunem comodității, bunăstării, plăcerilor, savorii, deci la gust, ușorului, îi spunem că este bun, când de fapt lucrurile acestea ne omoară. Și îi spunem lui Dumnezeu, care este restrângere continuă de sine, jertfă de sine, îi spunem rea. Și ne comportăm ca atare. Și dacă am înțelege inversarea aceasta, uite ce s-ar întâmpla. Ar trebui să zici așa, niciodată să nu cauți, adică să fii fără speranță, să nu cauți să ai o speranță în care tu să primești ceva din viața asta, adică să funcționezi fără speranță.
Adică dăruiești iubire, grijă, atenție, efort pentru ceilalți tot timpul, fără să aștepți ceva în schimb. Deci fără speranță. Asta este starea noastră normală ca suflet. Noi trebuie să ne aliniem comportamentului sufletului și atunci, dar pentru că nu-l știm și nu-l definim, noi funcționăm ca, pe invers, ca o ființă întunecată, că ne luăm după toată lumea, ca așa îi vedem pe ei că fac. Deci, în mod normal, noi în viață, uite să vezi nebunia de pe lume. Nu ar trebui să ne căutăm binele, dar niciodată. Că binele înseamnă diavolul, înseamnă pierdere de energie pe materie, materia fiind secundară, ne omoară și mai departe. Deci noi ar trebui să trăim viața într-o continuă împuținare și lăsare de sine. Și revin la experiența că tot ce am trăit și am scris în cărțile acestea au o anumită ordine și o anumită importanță. O simplă experiență, că mișcarea lentă, în sfârșit. Și vorbesc cu Dumnezeu și îmi zice ce trebuie să fac, tu ființă, să mă las tot timpul, asta înseamnă să mă jerfesc tot timpul pentru ceilalți, să nu caut binele meu niciodată. Și Dumnezeu zice, da, niciodată să nu-ți cauți binele. Vezi cum sună lucrurile? Că el a zis, da, tot timpul. Trebuie să mă las tot timpul și el a zis, da, tot timpul. Dar dacă mergem pe sinonime, că trebuie să iei și toate sinonime, o să vezi că nu-ți convine deloc ce a zis. Și este vorba de cuvântul lui. El în lumea de dincolo nu mi-a vorbit. Aici a intervenit, a coborât din lumea lui de sus, a coborât ca să răspundă unui copil și a spus un lucru esențial. Că dacă te duci și cauți bine, că noi toată viața noastră e centrată pe binele nostru. Cât mai mult bine pentru noi. Asta facem noi. Fixăm bine și fixăm binele corpului, care e 0,53%. De suflet nici nu știm că există. Nu ne convine sufletul, pentru că sufletul înseamnă jertfă. Deci noi nu hrănim sufletul absolut deloc, din cauza asta numai de dincolo nu putem să urcăm și rămânem pe etajele inferioare ale lui Liecioară. Deci toată viața trebuie să urmărești nu binele tău. Pui un gest de fiecare dată, în fiecare moment, pui un gest să fie pentru celălalt sau un sacrificiu. Un sacrificiu de sine. Și când faci sacrificiu acesta, numai sacrificiu te încarcă cu energie vitală și primești ani la viață. Că uite-te, postul se acordă ani. Nu există posibilitatea de a-ți prelungi viața decât prin înfometare. Tu ar trebui să, omul ar trebui să caute tot timpul o viață întreagă să se răstrângă. Să nu-și caute ușorul și plăcutul, să caute greul. În fiecare gest de zi cu zi, să caute ce nu-i convine, ce nu-i place. Acela este divinul. Facem lucrul ăsta noi? Nu-l facem. Pentru că totul e centrat pe mai mult bine. Și de ce este? Cum a ajuns să fie centrat? Când a pus-o numai presus de toate, toate calitățile acestea divine sunt acolo, le-a aruncat acolo. Și noi nu mai ne simțim responsabili să ne schimbăm viața, noi credem că noi așteptăm, din clipa respectivă, noi așteptăm să vină cineva să ne salveze, să ne facă viața, nu știu cum. Când, de fapt, totul depinde de tine, de cum îl simți tu pe Dumnezeu. Aici, când rămâi cu tine, nu-ți convine, pentru că ca să faci o jertfă pentru celălalt e o pierdere, nu-ți place, și ar însemna apropierea de Dumnezeu, înseamnă depărtarea de materie. Adică să nu vrei să adaugi mai mult bine la tine și să te împuținezi continuu. Deci e clar, în zona aceasta nu, noi nu putem să ne unim cu Dumnezeu. Iar dacă nu ne unim cu Dumnezeu în comportament și în purtarea noastră și în faptele noastre, noi nu avem cum să-L cunoaștem. Pe de altă parte, El nu poate să ne ajute. Că unirea cu El, când faci slujire, faci gol. Când vine golul, El înaintează, intră în tine și începe să dorească El pentru tine ce este mai bine pentru sine. Dar, deci nu poate, el ar vrea să ne ajute tot timpul, nu știe ce să facă ca să ne ajute, dar pentru că nu-i facem acest spațiu gol, nu retragem ego-ul și nu le retragem, că nu avem cum să retragem. Când a pus un Dumnezeu la distanță, un Iisus la distanță, nu-l mai retragem, înseamnă eu pe primul plan. Adică ai libertate, nu ai deci numai când ai un Dumnezeu deasupra și care te corectează tot timpul, atunci eu-ul este dat jos. Dacă pui un salvator la distanță care nu acționează asupra vieții tale în niciun mod, nu schimbă nimic în viața ta. Ca să schimbe în viața ta, uite, Dumnezeu a fost Dumnezeu care este în noi și este în afara noastră, ne privește în afară,
El face parte în Vechiul Testament din noi. Că el este să nu-ți faci chip cioplit, să nu-ți faci idol. Da. Ăsta e Dumnezeu. Deci el este o propoziție care se oferă la comportament. Deci el face parte. Pe când în Noul Testament e pus la distanță. Da. Înțelege? Și nu, deci la Vechiul Testament zice să te restrângi, să nu pui preț pe materie. Bine că și acolo este pus pe efect. Trebuia să spună să slujești, atunci gata, ai nenorocit pe toți. Nu, dispărea stăpânii la lume, dispărea bogăție, dispărea sărăcie, foamete și moarte și oamenii nu se mai puteau omorî între ei. Dacă zicea că Dumnezeu este jertfa ta de sine și să vă jertfiți. Deci dacă... Și uite-te că marchează universul, marchează viața. De-aia ziceam, un popor mic a reușit să scoate pe Dumnezeu din viața noastră. E incredibil de ce forță a avut. Și am spus că singurul lor avantaj a fost că și este în continuare acest avantaj. Și diferența este de mii de ani între noi și ei, cu toate criticile noastre, faptul că în momentul în care studiezi și dezbați aceste lucruri, ți se dezvăluie tainele. Atâta lipsește, lucrul la măsuță. Adică lucru continuu, zi de zi, la măsuță, asta lipsește. Și tainele nu ni se dezvolte, nici nu le știm că există și nu-L cunoaște pe Dumnezeu cum funcționează și cum... Nu putem să conștientizăm în viața noastră, adică nu suntem impresionați. Și culmea de pe lume, viața noastră este viața Lui și nu știm. Nu știm, nu putem să îl conștientizăm. Împărțim în bine și rău și ne-am nenorocit. Nu se poate împărți în bine și rău divinul niciodată. Asta, în momentul în care l-a pus pe Iisus acolo sus, parcă l-a tăiat pe bucăți pe Dumnezeu. A pus un intermediar, a tăiat legătura cu divinul. Deci, asta se numește magie neagră. Când se taie legătura cu Dumnezeu, se numește magie neagră. Atunci rămâne eu, omul pe primul plan, iar toți ceilalți devin greșiți. Toți ceilalți fiind chiar el, soarele de iubire, noi când îl vedem greșiți, noi ne diabolizăm. Cu fiecare cuvânt în care zici că nu e bine, nu e în regulă, nu e adevărat, nu e cinstit, e păcat, noi de fapt ne facem o ființă întunecată pentru că nu poate fi contestat Dumnezeu în absolut nimica. Noi am ajuns în situații în care să nu putem să înțelegem că El este cel care se comportă rău, că vine ca un mincinos, ca un trădător, ca un bețiv. Nu, noi nu putem să concepem că vine ca un păcătos, ca un necredincios. Nu putem să concepem acest lucru, pentru că nu ne dăm seama, că nimeni nu ne repete, că ar trebui doar să ne repete și atunci imediat ne-am dat seama. Că noi luăm după frecvență, noi nu stăm să judecăm cu mintea noastră, să cântărim. Noi luăm toate accentele puse de alții. Unde s-au pus accentele, acolo credem că așa trebuie să fie lucrurile. Deci suntem înclinați, duși în poziția respectivă, e un fel de credință, ne implantează în cap, ne programează într-o anumită credință. Și o fac asta prin dominantă. Dominanta este că se zice, a, nu vezi că Iisus zice lucrurile acestea cu să nu cu bogățiile lumii. Da, dar e problemă de dominantă. Când citești Apostolul Ioan, nu? Există propoziție să-mi spună Iisus, 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 Iisus cel mai tare. Îl ridică pe dominantă și atunci dominantă noi ne uităm pe care este concentrarea, pe ce este concentrate cuvintele, în ce direcție se duc ele și aia o luăm. Așa este din manualul lui Volkov de manipulare a maselor. Da? Și se știe, toate serviciile fac chestia asta prin media. Noi acum suntem supuși acestor bombardamente de cuvinte. Prin cuvinte. Cuvintele sunt închisori, închisori conceptuale. Sunt foarte periculoase pentru că îți determină viața de nu te vezi. Oamenii se raportează la cuvinte, la conceptele acelea și mai ales dacă vine din partea unei instituții. A, biserica, noi apreciem preotul și spune niște chestii, noi credem în ele, că vine dintr-o autoritate în care toată lumea crede și i-au pus acolo sus. Da? De-aia am zis mereu, măi, adevăratul înțelept este cel nevăzut.
Nu este ăla care e îmbrăcat de strălucește de nu se poate. Da? Nu, nu este ăla. Este ăla care muncește jos de tot la munca câmpului, în uzină, care pune conducte, sapă pământul. Acela este, are înțelepciune, pentru că în fața lui este numai divin, este viața. Nu urmărește interese personale. Munca îi ridică vălul și atunci vede față către față pe Dumnezeu. Am dat exemple, am dat două înregistrări, nu? Cu doi oameni foarte simpli și banali, muncitori. Și acești oameni spun niște lucruri, ultimele nivele posibile pe pământ. Le-au spus, dacă ați putut să fiți atenți, sunt de neacceptat, vă să spun, aceste nivele și ei le exersează, au devenit personalitatea lor, se raportează la ele și se comportă așa și își modifică viața în forma aceasta. Unul dintre ei are 83 de ani, dar nici nu-i dai această vârstă. Da? Și muncește și nu are niciun fel de problemă, de niciun fel. Da, și celălalt la fel. Eu vreau să te întreb, oare crezi că e posibil ca noi, școala iubirii, să fim o creație a celor de la măsuță sau o rezultantă, o consecință a ceea ce au făcut ei, noi să venim cumva ce au făcut ei, noi să desfacem, să echilibrăm cumva? Păi asta ar fi explicația de ce am stat eu un an de zile acolo, în camera unde ei au scris cartea. Da. De ce nu mi-a dat voie? Că eu am făcut vreo trei încercări să mă ridic pe con. E un Da. con, deci te ridici și treci pe civilizații cum e avionul. Nu m-a lăsat, m-a prărit, m-a păzit, eu am avut bază. Un an de zile am stat Ai închis, avut bodyguard. m-a avut bodyguard. Dar nici pe geam nu-mi dădea voie să ies. Că fugeam. Stătea, venea imediat la geam acolo și mă păzea. Și avea o forță. Aceeași forță am întâlnit-o, am spus, la extraterestrii aceia. Asupra unui oraș, e o forță psihică, știi? Când spune nu, Curând. așa e, nu. Dar înăuntru în cameră aveai libertate de mișcare, Da, mă nu? mișcam deasupra mesei toată noaptea până veneau ei. Deci mă duceam, dus întors, eram ca un nebun. Da. Adică, parcă nebunisem. Ca un leu în cușcă. Da, e groaznic să stai închis un an de zile acolo. Ca să ce? Ca să văd, să intru în mintea lor, să văd ce gândesc. Uite, noi am decriptat asta. E cea mai frumoasă decriptare posibilă. De ce? Pentru că orice explicație care blochează ura și judecata este adevărul. Ăsta este principiul după care am funcționat noi, ca să putem să decriptăm. Curios este că au lăsat acele lucruri, atâtea schimbări, nu? Limbi, nu știu ce, au lăsat acele sensuri. Da? Și ce mult ne bucurăm noi când auzim, când vedem că Dumnezeu e în toate pozițiile. E o mare eliberare asta. Mie îmi place să cred că nu le-au lăsat, ci că le-a scăpat. Le-au scăpat. Că Dumnezeu a vrut să Le-a fie luat așa. minte, atunci le-a înlocuit cuvântul Da. și i-a lăsat să scrie Și și ei chiar nu-și dau dacă seama. au mai revăzut, tot n-au. Nu le-a dat voie să prelucreze Da, informația. da. Dar se poate. Mie așa place să cred. Da, se poate așa. Nu Ai cred corect. că totul le-a aparținut lor. Cred că au fost conduși. Așa este. Deci asta mereu să o repetăm. Noi nu binele trebuie să-l căutăm, ci nebinele nostru. Adică să nu ne căutăm binele. Binele nostru este diavolul și nu, nebinele. Deci noi nu putem să supraviețuim dacă căutăm binele, că se pierde, se irosește energie pe orice. Pe o prăjitură, pe o mașină mică mers, pe lift, pe orice se pierde energie. Noi câștigăm energie numai prin restrângere, prin reținere, prin efort, prin muncă pentru celălalt. Nu așa câștigăm. Zic că gata, fac muncă pentru mine, pe aia nu se pune. Să fim o jefă pentru celălalt. De-aia ziceam și la preoții și la călugări aceștia, normal ar fi, ca să poată să li se ridice vălul, ei trebuie să facă muncă grea și muncă umilitoare la cei din afară, nu la ei acolo.
Că spunea Da. Gabriela că da, că se urcă pe tractori, că muncesc, că fac mâncare pentru alții. Nu așa. Deci te duci să fii exploatat de celălalt, să fii umilit tot timpul, să faci o muncă grea exact ca în universul concentrațional al închisorilor comuniste sau la canal, când n-aveai speranță că mai trăiești, că a doua zi te mai întorci, mai supraviețuiești. Pentru că era o muncă forțată de dimineață până seara și nu primeau răsplată. Deci n-ai voie să primești răsplată ca corpul să nu fie important. Și aia este purificarea, aia e înălțarea. Deci adevărata mănăstire a fost închisoarea. A fost canalul. A fost fantastic. Deci ce ni s-a întâmplat nou? Și acum în Marea Resetare suntem pe același sistem. Toată populația lumii intră pe resetare, pe împuținare, cu forța. Și o să ne împuțineze continuu, continuu, continuu. Cei care sunt răzvrătiți și sunt atașați de materie o să moară. Însă și atașamentul de materie e când o să li se rupă legătura cu materia, li se ia mașina, li se ia casa sau pământurile sau banii. Când li se ia banii, ei vor rezista. Când vor rezista, la rezistență se pierde o cantitate de energie subtilă infinit mai mare decât la orice. Deci, decât la judecată, decât la plăceri, la comodități. Deci, pe rezistență, faptul că te ții acolo și să nu-i dai drumul mașinii sau banilor, se pierde energie foarte mult. Și omul se trezește după aceea, se devitalizează, scade sistemul imunitar. Deci Deci, lucrurile astea se știu și sunt scrise. ca și atunci când te atacă hoțul, tu să nu reziști, nu? Dar să nu Tu te dai. lupți, să nu te Da, lupți. Da. da. Și atunci se oprește atacul. Atacul vine din prea mult bine. Deci cel mai mare erou posibil pe lume este binele propriu. De azi ziceam chiar ieri și s-a făcut un afiș pe chestia aceasta că binele propriu, comoditățile, belșugul, dăunează grav sănătății. Dăunează grav vieții noastre și fericirii noastre. Sunt cele care ne omoară. Tot ce apreciază omul și pune pe primul plan din lumea aceasta, ne omoară. Deci îți dai seama, viața noastră ar trebui să fie o continuă împuținare. Continuu. Deci ai ocazie să aduni, să iei mai mult, tu să zici nu la cel mai mult. Să te mulțumești exact cum te pun ei. Te pun să folosești aceeași haine, nu? Zeci de ani de zile, când nu-ți dă voie să cumperi alte haine, exact așa. Deci te împuținează cu forța. Dacă observi, este exact școala iubire, Marea Resetare, școala iubire aplicată cu forța din față. Și nu se poate face nimic, că nu-ți dă voie să faci ceva, să reziști. Îți dai seama că nici nu mai poți să mai te îngrași, că dacă te îngrași o să ai nevoie de alte haine. Da, Trebuie să nu, rămâi. și sunt pericole mari. Spre exemplu, spitalul se transformă într-un abator. Și gata, dacă ajungi la spital, mai îți ia și organele, te Da. hăcuiește, nu ai niciun fel de șansă. Nu fac ceea ce zic că fac. Nu ai niciun fel de șansă. Singura șansă e natura. Să stai să studiezi, să vezi natura cum te poate ajuta, te duci singur și să iei plantele, nu? Sau nu mănânci. Înfometarea este medicul cel mai mare posibil. Că toate bolile vin din comportament care te duce după aceea într-o lăcomie de viață ca să acoperi nemulțumirile care Da. vin din faptul că nu ai energie. Deci noi ne preocupându-ne numai de noi, noi nu avem eu ăsta crescând foarte mult. Deci materia devenind importantă, materia ne suge din energie și noi de aia ne îmbolnăvim. Eu ăsta te îmbolnăvește, go-ul. Preocuparea excesivă pentru exterior, pentru binele propriu. Să adunăm, să câștigăm. Asta e normal. Și nu poate fi oprită decât prin restrângere. Și pentru că nu știi lucrul ăsta, dacă ai văzut la Valeriu Popa, ce mare chestie făcea Valeriu Popa. Îi dădea apă distilată și un regim alimentar în care nu mai mânca nimic. Deci restrângere, înfometare. Da. Și atunci nu mai hrănea celulele la canceroase sau ce boli aveau oamenii și se vindecau de la sine. Deci ce îmbolnăvea? Prea mult binele. Ăsta ucide, prea mult bine pentru sine ucide. Deci îți dai seama, este o reformă absolut totală și inversă a vieții dacă se înțelege acest lucru. Adică nu trebuie să cauți mai bine pentru tine, ci mai prost. Da. Să nu cauți să ai speranță, nu știu ce, ci să renunți la speranță. Deci nicio speranță, nicio așteptare. Totul pentru celălalt, nimic pentru tine. Mai nimic pentru tine. Și când faci lucrul acesta, te îngași cu energie subtilă.
și devii și cumpătat, ai bună măsură, te susține Dumnezeu, te inspiră. Pentru, după mine, inspirația, să fii inspirat de Dumnezeu, e cel mai important lucru. Că altfel te duci în magazine și cumperi ca prostul, tot timpul. Deci nu ai frână. Ești Da, desfrânat, fără frână. Da, foarte frumos, Vechiul Testament, superb. O să văd și Coranul cum o să fie. Hai să mergem mai departe. da. Se pare că această scriere care o citim noi acum este atribuită tot lui Solomon. Da, se poate. Sigur. Da, am citit despre ea și Ecleziastul ar însemna orator. Orator, frumos. Da. Dar știi ce? Eu cred că oamenii Da. nu vor merge în direcția asta vreodată. Calea iubirii o să rămână așa pentru foarte, foarte, foarte puțini care au trăit drame mari de tot și n-au avut soluție. Și atunci, fiind jos de tot, au perceput și trebuie să percepi informația la nivel de trăire. Adică să vezi că viața ta depinde de aceste lucruri, dacă le urmezi sau nu le urmezi. La acel nivel se urnesc lucrurile și se schimbă situația viața. Dar oamenii, pentru că se duc pe fericirile lumii, n-au șanse să sunt condamnați. Dar ei, așa condamnați cum sunt, exact ca cum spune Dumnezeu, nu le dau voie să înțeleagă. Că am întâlnit oameni care pot să le spui oricât, că nu pot să accepte, știi? Deci lor nu li se permite să înțeleagă, pentru că au un ritm propriu. Trebuie Da. să-i lași peste 100 de vieți, cine știe o să poată să înțeleagă. Deci nu e treaba ta, Da. n-ai pe cine să înveți. Marius, uite, eu de mine însă recunosc că dacă mă întâlneam cu învățăturile acum 20 de ani, nu aș fi făcut niciun click cu ele. Deci ne poate despărți o viață, ani sau zile poate de învățături, că poate mâine face cineva click care n-a făcut astăzi. Da, poate spune un anumit cuvânt care îi trezește ceva în el. Da. Sau poate între timp, uite, Dumnezeu îl îngenunchează mai mult decât e și atunci zice, a, uite, au sens ce zic oamenii ăia. Da, numai așa. E ca o trezire. Da. Și am fost uimit că oamenii așa de simpli au putut să spună lucruri așa de înalte, lucruri care nu le-am întâlnit niciodată, dar niciodată, nici la maestri, nici la duhovnici. N-am văzut la un duhovnic spunând aceste lucruri care le-au spus acești doi oameni ieri. N-am găsit. Nici un patriarh egiptean, nimic. Înalte de tot, mari, mari. Să nu-ți cauți fericirile vieții, că aia e nefericirea. Nu cauți bine, că ăla e rău. Deci ăla este diavolul. Binele propriu este fericirea noastră individuală, este diavolul. A nu-ți căuta fericirea este de fapt cea mai mare fericire în lume. A nu-ți căuta binele este cea mai mare bucurie posibilă care poate fi atinsă pe pământ. Este prezența lui Dumnezeu. Dumnezeu este jertfă. Deci dacă nu ne jertfim, poți să te rogi tu cât vrei, că nu-l vei simți. Jertfa de sine când tu pierzi. Când tu Da. pierzi avantajele, binele propriu, când pierzi comoditățile, trebuie să vrei să pierzi comoditatea. Da? Cum spunea omul acela, hai să experimentez tot timpul neplăcutul. Îmi place să dorm mai mult, mă scol la 4, mă scol mai repede, știi? Și tot efortul care îl facem așa, până când mă scol foarte ușor și fără să simt reticență. Și atunci s-a dus comoditatea și te-a încărcat cu energie, când nu mai simți neplăcere. Da? Deci, noi ne încărcăm cu energie, culmea, la stres. Da. Deci, când avem un stres, când lucrurile nu funcționează bine, când suntem într-un mediu, e frig afară, suntem în situații critice. În situația critică, organismul este mobilizat și dă energie, adică el se constrânge, se contractă. Da? Și cedează energie subtilă și din cauza asta noi ne simțim bine. Da? Spre exemplu, alergi 10 ture de stadion,
Și aparent când te uiți așa din afară, zici, a, e obositor. Alergi, te-a pus să alergi și ai mai alergat după aceea. Te simți bine, îți vin endorfine. Adică, ce este momentul în care materia a fost stoarsă și s-a transformat în suflet. Adică corpul nu mai îl simți, nu mai e important. De-aia trebuie să mergi tot timpul până în poziția în care, deci tot timpul să nu-ți cauți binele, să nu cauți ușor comoditatea, pentru că numai acela este divinul. Și te încarcă cu energie și îți vine fericirea. Deci când trupul suferă, atunci sufletul se înalță. Deci trebuie să duci trupul, să-l duci în situații nu așa, mă stresante, mai bine spus. Situații în care să fie solicitat extrem, că numai așa. Adică, spre exemplu, între a merge lent pe stradă, nu, și a merge accelerat, a merge mai rapid, să alegi a merge pe rapid. Pentru că asta solicită de organismul și îți dă energie subtilă. Deci orice solicitare asupra corpului îți dă energie subtilă și înalță sufletul, încă întărește sufletul. Deci noi când nu mai avem energie, vine boala. Boala e prea mult bine pentru sine, e o boltiră acolo. Deci ai prea multe comodități, ucid. Bunăstare, belșug și savoare. Că în toate formele, tot ce este plăcut în toate formele, te omoară. Și ca să poți să scapi de boală, trebuie să te restrângi. Mergi pe jos 10 km pe zi, să eliberezi. Nu mergi ușor, mergi accelerat, să fie cumva greu. Ca să poți să faci rost de energia aceea, de trebuie să înțelegi când corpul este solicitat intens, atunci se întărește sufletul și dispare boala. Pentru că n-ai energie din cauza asta și trebuie să iei energie. Nu din medicamente, nu medicamentele te ajută, ci efortul acesta de dorire. Dar dacă noi îl facem preventiv tot timpul, o muncă în folosul celorlalți tot timpul, fără E foarte important să faci o muncă fără să primești ceva în schimb. Sau dacă primești ceva în schimb, să primești în bătaie de joc. Adică să fii umilitor, cum erau cei în închisoare. În închisoare primeau o apă din aia, fără nimic, deci ei de fapt erau submetriți. Dar submetrirea aceea făcea ca corpul să nu fie important și sufletul devenea puternic. Și ei au stat acolo 15, 20, 30 de ani în închisoare și spunea în acel facsimil de la Simona, era o măicuță care făcea mărturia aceea, că cei care au ieșit din închisoare trăiau, iar cei care erau în binele de afară au murit, erau oale și ucele. Și ei au trăit în continuare foarte mulți ani. Explicații de pe ei s-au încărcat materia, corpul, n-a mai fost timp, a fost constrâns, a fost limitat și sufletul a devenit puternic. Deci, ce ne dă durată de viață? Suflet puternic, adică restricția, restrângerea, împuținarea. Și asta trebuie pusă pe toate nivelele, pentru că simplu gest de a-ți lua două cămăși în plus, ăla te omoară. Deci tot ce este mai mult decât ai nevoie, începe să-ți ia energia vieții. Trebuie să te menții în atât cât ai nevoie. Și pentru că nu știi limita, pentru că noi suntem desfrânați, fără frână, nu putem să ne oprim, păi atunci trebuie să te limitezi benevol, singur, preventiv. Și te încarci tot timpul cu energie. Că noi vrem să avem o viață frumoasă, dar n-ai cum să ai o viață frumoasă dacă n-ai energie subtilă. Deci înfrânarea trebuie să fie întotdeauna mai mare decât satisfacția simțurilor. Invers decât face toată lumea. Asta este. O să mai repetăm lucrurile acestea și poate ne intră în cap și nouă, poate ne înțelegem și noi mai bine. Că dacă noi simțim nevoia să le repetăm, înseamnă că nici noi nu suntem încă convinși de această cale. De-aia simțim nevoia să le repetăm. Că altfel ni se părea firesc și atunci n-am mai repetat. Bun, hai să mergem mai departe. 1. Obârșia și firea înțelepciunii. Înțelepciunea este frică de Dumnezeu. Toată înțelepciunea vine de la Domnul și cu El este în veac. Nisipul mării și picăturile ploii și zilele veșniciei, cine poate să le numere? Înălțimea cerului și lățimea pământului și oceanul și înțelepciunea, cine poate să le cerceteze? Mai înainte decât toate, s-a zidit înțelepciunea și lumina minții a fost din veșnicie.
Izvorul înțelepciunii este cuvântul lui Dumnezeu întru cele înalte și cărările ei sunt poruncile cele veșnice. Rădăcina înțelepciunii cui s-a descoperit? Și tainicele ei puneri la cale cine le-a cunoscut? Știința înțelepciunii cui s-a dat pe față și bogăția mijloacelor ei cine a priceput-o? Deci vorbește la general, fără de, nu are Da. nicio posibilitate de a aplica ceva din ce zice aici, doar așa te simți înalt. Nu știu cum să zic. Da. Ce le lipsește? Concret, ce înseamnă înțelepciune? Da. Înțelepciune este consecință a jefei de sine. Deci ea trebuie să se ridice întâi vălul ca să vină înțelepciunea, să-L vezi pe Dumnezeu peste față câte față. Deci vorbește pe efect, îți dai seama. Da. Efectul nu dă posibilitatea să urmezi ceva. Eu n-am întâlnit despre jertfa de sine pusă pe primul plan în Vechiul Testament decât la Solomon acolo, parcă nu? Solomon o chema? Sau, nu. Când a zis după multe jertfe de sine, după mii de jertfe de sine, a venit A, Dumnezeu, a zis, iată-mă da. și ce vrei? Și el a zis, înțelepciune. Da, Solomon. da. Deci, Dar din cred co că e singurul loc, că nu l-a mai repetat. da, deci este jertfă. Aia este depus pe primul plan. Și uite că el nu face chestia asta. Adică cu răutate și cu rea voință, că n-avea cum să nu știe. Că în Da. urma a mii de jertfe Dumnezeu i-a îndeplinit. Păi el trebuia să vadă și să spună, uite, așa se face. Făcând jertfă de sine, atunci vine Dumnezeu, că altfel nu vine, că n-are cum să vină, că n-ai spațiul la Da. gol. Făcut, uite ce frumos. Și el ne duce în bălărie aici, mai departe. Da. Unul este înțelept, înfricoșat foarte, domnul cel ce șade în jilțul său. El a zidit înțelepciunea și a văzut-o și a măsurat-o și a revărsat-o peste toate lucrările sale. La toată făptura ea se află după măsura dărniciei sale și a hărăzit-o celor ce iubesc pe el. Dar Frica aici Domnului stai este... puțin. Deci, după Da. măsura dărniciei sa, nu, el dă egal la toată lumea, a hărăzit-o numai celor care îl iubesc pe el. Iar cel care îl iubesc pe el sunt cei jertfitori. Numai aceia îl iubesc pe el. Ca să se Da. sacrifică pentru sine. Deci, am zis o chestie interesantă, dacă a putut fi observată. Deci, munca trebuie să fie o dăruire totală, fără așteptare și fără răsplată. Adică fără speranță, să fii la un nivel așa de umilitoare încât să nu ai nicio speranță. Adică tu să te pierzi pe tine, adică să nu mai ai nicio apărare, să nu te poți apăra deloc, știi? Adică spunea Gabriela, și am făcut o înregistrare ieri, am citit. Zicea, da, dar părintele Damaschin muncește și... și la case, care greutăți și așa mai departe. Și am început să pun întrebări. Dar ce mănâncă? Îi dă o zeamă care nu are niciun gust? Da, mănâncă, muncește toată ziua fiind obligat de ceilalți. Adică ai un șef acolo care îl jignește, îl luminește, îl cacă în picioare și țipă la el, da? Și îl forțează să tot timpul să muncească fără pauză. Deci trebuie, deci exact situația. Omul trebuie să fie, ego-ul ăsta trebuie să fie jignit, trebuie să fie călcat în picioare, umilit, da? Scuipat, bătut, ca să poată să poți scapi de el. Că binele, comoditatea și el degeaba se duce și care acolo două lemne, știi? Și după aceea stă la masă și mănâncă trei feluri de mâncare. Că ei au fost la frăsinei, mănâncă cum noi nu mâncăm acasă. Noi acasă nu mâncăm cum mănâncă oamenii acolo și nu este normal. Atâta belșug, atâta îmbelșugare, trei porții de masă pe zi. Adică atâta grijă, atâta grijă pentru mâncare. Trebuia să mănânce foarte puțin, extraordinar de puțin. Ei să dau un exemplu, dar nu. Ei au trei porții de mâncare. Cu brutal să le fie pe primul plan. Plus că fac muncile acelea neconvinși. Deci se cere să fie forțați. Deci omul să știe că nu renunță, diavolul nu renunță la
Trebuie să fie jignit, umilit, călcat în picioare, forțat, ca să poată să putem să scăpăm de diavol. Noi nu putem scăpa de diavol așa ușor. Trebuie un univers concentrațional, să fii forțat. De asta zic că cei care muncesc la câmp, cei care sunt într-o muncă în care sunt nevoiți să muncească dur, șoferii de camion, spre exemplu, nu? Sau femeia de serviciu, care are în fața ei să spele 10 scări de bloc. Ei sunt cei care se întâlnesc cu Dumnezeu, numai ei. Dar cei care au ușor, au plăcut, mai muncesc, mai beau o țigare, mai beau o cafea, mai fumează o țigare, aceia nu au nicio treabă. Deci ei pierd energie. Știi? Munca trebuie să fie intensă, solicitantă și fără răsplată ca să te caci cu energie. Dar și în același timp cred că trebuie să fie și o acceptare în interior. Că dacă e tot o răzvrăteală, bă, te înjosește cine te înjosește. Dar dacă tu ești tot un răzvrătit în interior, mai degrabă te îmbolnăvești. Da, dar ce s-a întâmplat la canal? Deci ei erau răzvrătiți, că erau forțați, da? Dar n-aveau șansă. Și când își dădeau seama că n-au Da. nicio șansă, munca le părea ușoară. Da. Deci Au chiar acceptat spuneau, la un au moment dat. acceptat Asta mi-e și a zice, soarta. aceeași muncă care pentru înainte eu mă răzvrătam pe ea, că era groaznic Da. de grea și continuu și n-aveam răgaz, nu te dea voie să stai liniștit, să te odihnești, nu te dea voie la pauze deloc. Aceeași muncă ca înainte mă răzvrătam, acum când îmi dau seama că n-am cu cine să lupt și din contă că dacă lupt mă obligă la mai mult, aceeași muncă a devenit plăcută. Și zicea că nu înțeleg cum. Păi era rezistența mentală care o făcea grea. Punea o etichetă negativă la ceea ce... Da, și vezi, ăsta este ego-ul, ăsta este diavolul, este greu. Trebuie cineva să te forțeze din afară ca să poți să îl... Sau să ai o disciplină interioară și tot timpul să te restrângi. Și atunci sufletul este puternic, fiind puternic, vei putea să spui nu la atracțiile vieții și la toate astea. Și greutățile ei nu ți se mai par greutăți. Adică efortul nu ți se mai pare greu. Îl faci cu plăcere, dar ca să ajungi la acea mulțumire, cu bucurie, să muncești cu bucurie pentru cealaltă, trebuie în astea micile, în situațiile mici, tot timpul să te lași, să te oferi, ca să poți să se întărească sufletul. Durează un timp până se întărește sufletul, că o viață întreagă noi am făcut pe gustul diavolului, noi l-am servit mâna pe diavol. Când cauți binele, când își face o casă mare frumoasă și ia o mașină frumoasă pentru diavolul ia. Când luptă să câștigi mai mulți bani, pentru diavol face asta. El nu face pentru suflet. Că el este sufletul. El zice, fac pentru mine. Păi nu faci pentru tine. Că sufletul nu are nevoie de o mașină frumoasă, de mai mulți bani. Faci pentru diavol. Diavolul te pune să faci chestia asta. Tu îl servești pe diavol. Sufletul se mulțumește cu puțin. Nu are nevoie de mai mult. Sufletul doar iubește. El nu are nevoie de răsplată. Nu are nevoie să-i se arate iubire. Că oamenii zic, bă, că sunt supărat și femeile la fel, știi că nu mă iubește. Nu, nu iubești tu. Deci trebuie să iubești tu în acest nivel, la acel nivel în care să nu aștepți nicio răsplată. Și când nu mai aștepți nimic, atunci ego-ul se distruge. Când se distruge ego-ul, atunci oamenii pot să vină spre tine, că este problemă la noi. Avem ego-ul acela care umple spațiul. Deci trebuie să el să se retragă, să poată să vină. Deci omul celălalt vine spre tine în măsura în care ego-ul este scăzut. Viața vine spre noi și ne oferă toate darurile de pe lume, numai când tu te retragi. Și apare pericolul acela că atunci lucrurile pe care le visai poți să le ai și tu ești în poziția în care să le spui nu. Adică este exact ca zona lui Tarkovsky. Deci te duci acolo, au ajuns la camera care poate împlini orice dorință, dar n-au intrat în ea, pentru că puteau să moară. Asta este problema. În momentul în care tu poți să ți se împlinească toate visele, trebuie să ai putere să spui nu la acele vise, că dacă spui da, te aruncă în hău, că oamenii, deci poți să și înnebunească. Aici știi ce mă gândeam? Că e cumva o similitudine între comportamentul bărbatului și a femeii.
Că femeia tot așa vrea, vrea, vrea lucruri și bărbatul când în sfârșit cedează și aduce, ea zice nu mai vreau. Deci iată că femeia într-adevăr e viața și bărbatul e Dumnezeu, că Dumnezeu vine și îți dă Da, și tu da. atunci trebuie să zici nu. Așa este. Femeia are o chestie, are variabilitate datorită faptului că privește punctual, pe detaliu, absurdizează detaliu și ea știe ce face. Ea nu privește la ansamblu, nu alătură perspectivele, ci ea experimentează și zice, uite, ăsta e cel mai bine, așa trebuie să fie. Experimentează, vede că nu e bine și l-aruncă. Da. Deci, din cauza asta, ea se uită la bărbat și privește detalii. Și ea, pentru că absolutizează, bărbatul cade la oricare detalii, pentru că pentru el nu sunt importante și atunci se opune. Și ea se înfurie, știi, ea crede că are dreptate și apare conflictul. Sunt sisteme diferite de lucru. Și bărbatul ar trebui să fie înțelegător și îngăduitor cu ea, dar e divinul care hotărăște prin el. Ce rol să-i dea față de femeia aceea și nu are independență, nu are liber arbitru, Da. bărbatul nici el. Și vine pe cei 20% ai lui și vine și o corectează pe ea. Variabilitatea asta este foarte mare, care îți dă neîncredere. Pentru bărbat îi dă neîncredere, nu se poate baza pe ea, oricând poate să zică, stai să mă mai gândesc, nu convine, nu e bine, vreau să plec, știi? Deci din lucruri de nimic le tratează într-o formă extremă. Da, Da? da. Și totul vine, ți-am zis că lucrurile astea se pot schimba la ea dacă ajunge să iubească orice ar fi. Dacă îl iubește pe bărbat orice ar fi, indiferent cum este el, atunci ea și-a depășit natura. Natura asta oscilantă, este foarte oscilantă. Ea știi ce face? Pune binele ei pe primul plan. Deci dacă nu își satisface binele, ea este nemulțumită. Întotdeauna fixează bine. Nu are capacitate de jertfă de sine. În relație cu bărbatul, mă gândesc. În relație cu copilul, este capabil să se jertfească, dar și acolo se răzvrătește. Se răzvrătește că tot timpul muncește, că nu are o clipă de liniște, că nu e ajutată, știi? Da. Și cu cât orgoliu este mai mare, cu atât nu e ajutată. Că de fapt te răzvrătești pe cine? Pe Dumnezeu. Da, Da? Că da. Dumnezeu a creat situația respectivă, Dumnezeu a dat bărbatul acela și conjunctura în care este ea. Deci femeile se răzvrătesc, se luptă numai cu Dumnezeu. Interesant că am făcut discuția aceea despre șarpe. Ea este, dacă nu este șarpele, apropiat de șarpe, îl ascultă. Deci la facere nu a putut să-l asculte pe Dumnezeu și l-a ascultat pe șarpe. Păi asta înseamnă că face tot timpul. Ea nu-l ascultă pe Dumnezeu și nu-l ascultă pe bărbat. Ea face ce crede, deci ascultă pe șarpe întotdeauna. Binele ei pune pe primul plan. Și întotdeauna greșește, pentru că binele ei este doar o părticică de adevăr, nu este tot adevărul. Și atunci intră în conflict cu celelalte aspecte ale adevărului pe care nu le ia în seamă și o lovește din față. Și vine sub formă constrângătoare, prin situații de viață sau prin oameni. Deci nu este de glumă chestia asta. Ea trăiește într-o suferință aproape continuă, pentru că e nemulțumită continuu. Nimic nu-i convine, nu este cum trebuie, știi? Mereu vrea mai mult, mai perfect, da? Mereu crede că ceva este mai bun decât altceva, da? Și este capabil să lase ceea ce are ca să caute în altă parte. Deci, această stare continuă de incertitudine în care stă ea, de variabilitate, a dus la această perspectivă că oamenii zic, bărbații zic că femeia este, nu poate fi cunoscută niciodată, că nu știi de unde să o iei, da? Că nimic nu-i convine, nimic nu-i place, nu se poate mulțumi, nu e mulțumită niciodată. Asta este natura ei. Dar se începe cunoscându-și natura, ea trebuie să învețe să-și depășească natura. Și cunoscând și natura bărbatului. Deci ar trebui la școală asta să se facă. Care este natura bărbatului și care este natura femeii? Nu chestiile acelea care vor ei să le introducă dacă nu le-au și introdus cu sexul. Pentru că asta determină viața și moartea.
Pentru că, spre exemplu, dacă tot timpul se ridică împotriva bărbatului și luptă cu el, îl judecă, îl critică, îl acuză tot timpul, aia înseamnă pierdere de energie. Începe să piardă energie și se îmbolnăvește. Da? Și are probleme după aceea în lumea de dincolo. Pentru că ea a luptat cu Dumnezeu, de fapt. Și nu știa că luptă cu Dumnezeu. Și în lumea de dincolo este foarte dificil să iasă din zona respectivă, pentru că pentru o femeie este mai dificil să iasă din zona lui Liecioară decât pentru un bărbat. Eu mă gândeam că de unde vine conflictul ăsta? E pentru că femeia nu-l vede sau îl vede greșit pe bărbat, pentru că el, cum ai spus tu, el vede în perspectivă, el vede în viitor, cumva. Iar ea vede acum. Acum, ce vede ea acum aici, pentru ea e corect. Dar el dă soluția pentru viitor și ea Da. nu poate să vadă. Da. E ca cumva ca și când ești miop, vezi Da. doar Da. la O... apropiere și ăla de lângă tine spune: "Nu, hai să mergem mai departe, că e Da. bine dacă merge așa." Da. Și mai este și din manipularea asta conceptuală care ne-au făcut-o ăștia, ia lucrurile personal. Atâta timp cât noi raportăm la eu, înseamnă e fals. Da, E o da. minciună. Când zici că nu e, omul acela nu e bine, nu e drept, pui regula pe primul plan, virtutea pe primul plan, eu. Înseamnă eu. Da. Și e lucrurile personale și nu e adevărat. Deci nicio regulă nu poate fi pusă pe primul plan, nicio virtute, nicio principiu, nimic. Pentru că Da. înseamnă eu. Când pui ceva pe primul plan, eu îl pune pe primul plan. Sufletul nu pune nimica pe primul plan. Sufletul ia totul egal. Că e principiu, că nu e principiu, că e virtute, că nu e virtute, el nu vede de deosebiri. Da? El niciodată nu caută un mai mare bine pentru sine, el este ca un prost, el doar se dăruiește. Adică nu așteaptă răsplată, nu așteaptă nimic în schimb. A iubi nu este vorba despre a primi, este vorba numai despre a da. De sufletul doar dă, se oferă pe sine și iubirea la fel și Dumnezeu la fel. Și uite, Da. natura, aerul dau par mereu cu aerul și cu soarele. Se oferă pământul, se oferă apa, se oferă tot timpul. E moale, se oferă pe sine tot timpul. Tot ce este natură se oferă. Inima se oferă, că a putea să zică iau pauză de țigară. Și nu ia pauza de țigară, inima. Da, deci se oferă toată viața. Deci vezi acolo un sacrificiu de sine și noi zicem, eu nu văd pe Dumnezeu în tatuat sau în cel care se droghează. Păi inima ce face? Se jerfește pe cine o pune să jerfească? Este divinul acolo care se jerfește pentru tine. Și îi zici că e tatuat, că e, adică vezi niște lucruri care sunt neînsemnate, da? Și omul când face chestia asta le vede cu un ego, cu un eu, adică înseamnă diabolizare. Împărțirea în bine și rău este diabolizare. De aceea am zis că este magie neagră. Când au împărțit de păcat nepăcat, drept nedrept, adevărat, neadevărat, credincios, necredincios, a fost magie neagră, pentru că numai diavolul împarte. Adică, dându-ne instrumentul de împărțire, noi ne-am trezit că împărțim. Că am luat, de ce am luat acest sistem de la ei? Datorită autorităților. Da? Și autoritatea cum a obținut-o? Au pus un om mai presus decât toate și a obținut autoritate. Au pus ritualul pe primul plan și gata, au făcut toată chestia asta de autoritate. Și omul atunci nu mai crede, nu mai înțelege că este o ființă dumnezeiască, că nu are cum să înțeleagă că ego-ul este pus pe primul plan și atunci nu se mai comportă ca o ființă cerească. Vede totul divizat, vede pe aproapele lui ca dușman și luptă cu el. Divizare. Vede important în viață bogăția. Știi? Adică împarte în bogăție și sărăcie. Și evită sărăcia și caută bogăția. Dar bogăția nu poate să-l facă fericit. Pentru că vine din ego. Este un mijloc de întărire a egoului. Divizarea, orice divizezi în viața asta, este mijloc de întărire a egoului. Și egoul înseamnă diavol, diabolizare. Deci ne-au dat în mâna noastră un instrument cu autogenerare, auto-întreținere,
prin care noi creăm întotdeauna nefericire, suferință în viața noastră, nouă și copiilor noștri, singuri. Nivelul de împărțire dă nivelul de suferință. Cu cât omul nu-L vede pe Dumnezeu peste tot, cu atât mai nenorocită este viața. Și determină pe ceilalți să îl dezamăgească, știi? Pentru că împărțirea mea este dezamăgirea care vine din față, este răul care îmi vine din față, împărțirea mea. Eu dacă nu împart, nu văd niciun rău niciun în lume și niciun vinovat, nimeni nu poate să-mi facă rău sau să mă deranjeze. N-are cum. Trebuie să-l văd eu întâi împărțit, să împart eu în bine și rău, ca cineva să vină din față să mă distrugă. Că vine divinul sub forma constrângătoare ca să te echilibreze. Când ai absolutizat un bine, vine și îți distruge binele acela. Deci, întotdeauna noi, e munca în zadar. Căutăm mai mult bine pentru noi și acel mai mult bine trebuie să-l plătești. Și exemplu cel mai frumos îl dădea Gabriela cu spitalul. Toți care erau la spital acolo erau oameni care au muncit în străinătate, au strâns foarte mulți bani și acum banii pe care au strâns îi dau, că stau cu ani, cu lunile și cu ani stau în spital. Deci, boala a venit ca să distrugă dorința de mai mult bine. Și acum plătesc ca să scape de boală. Păi, boala era aia, dorința de mai mult bine era boala. Deci asta e singura boală a omenirii, mai mult bine pentru sine. Deci ei au muncit ca să ajungă în spital. Am muncit ca să ajungă în spital, am muncit degeaba. Am muncit și vine de spitalul ce face? Boala ce îi face? Distruge binele. Deci dacă n-ai bine pentru tine, nu te poți îmbolnăvi. Că n-ai ce, n-ai eu, ca să fie Da. Dar Dumnezeu. poate și boala îi înțelepțește, Marius. Păi înțelepțești, dar îi duce în poziția care puteau, de la care au plecat. Deci au plecat de la o poziție joasă, s-au dus să se Da. îmbogățească și bogăția i-a nenorocit și a Dar îmbolnăvit. Și eu a mă dus tot gândesc, jos. da, nu, eu mă gândesc așa că chiar dacă ești într-o poziție joasă financiar, poți să nu fii într-o poziție joasă a egoului. Pentru că poți să râvnești în tine și să te uiți peste gard mereu și să-ți dorești nu cred că e o poziție joasă. Bănuiesc că ei au pornit de la niște vise, de la niște dorințe foarte puternice să ajungă, să facă, să Păi dreagă. da, au negat ceea ce au. N-au văzut Da. ceea ce aveau, l-au văzut ca Da. rău și au vrut mai Da. mult. Și acel mai Da. mult îi omoară. Întotdeauna te omoară. Ți-am zis, e două cămăși în plus, au început să-ți ia din viață. Da. Nu mai vorbesc, mașină, îți dai seama cu ce viteză se ia viața. Da, da, da. Sau bani mai mulți. Te dobar. Uite, să urmărească filmul Leul din, sau nu știu, Lupul din Wall Street. Lupul? Da. Din Wall Street, Cu cu Leonardo DiCaprio. DiCaprio. Pe acolo se vadă dorință de mai mult, mai bine, mai bine, după care vine o cădere de viața lui, nu mai conta. Știi? Da. Și depresie și puteai să și mori. Îți ia din viață. Păi de la binele ăla, cine te-a pus? Da. Dumnezeu nu Și este ca nici nu mai ai puterea să te oprești. Nu poți să zici că am ajuns un la un nivel și nu, întotdeauna îți vei dori mai mult. Nu, pentru că e diavolul acolo, e Da, diavolul și nu te lasă. da. Deci când ai cumpă, când lupți pentru mai mult bine pentru tine, te diabolizezi Da. automat. Hai să mai citim ceva. Da. Frica Domnului este mărire și laudă și veselie și cunună de bucurie. Frica Domnului desfătează inima și dă veselie și voie bună și lungime de zile. Celui ce se teme de Domnul la urmă de tot, bine-i va fi și în ziua sfârșitului său va afla har. Începutul înțelepciunii este frica de Dumnezeu și cu cei credincioși ea se formează odată în sânul mamei. Nu e bine spus frică de Dumnezeu. Deci când Da. te jertfești pentru celălalt, te pierzi pe tine. Când te-ai Da. pierdut pe tine, care e frică de Dumnezeu? Că nu mai e un eu. Sigur. Deci frica înseamnă că ai un eu acolo care este frică, știi? Că pierde ceva. Da. Nu. Te jertfești pe tine, pierzi eu-ul și când ai pierdut eu, care e frică? Că nu mai e nicio frică. Da. Ești mulțumit, din contră, ești mulțumit. Nu, e totul pe dos. La Solomon, am văzut asta de la Proverbe, am văzut de la înțelepciunea Da. lui Solomon. Le-am vârtit cum a vârtit și asta înseamnă rea intenție, adică să eviți. Păi au știut ce să evite.
O tot ținea numai pe efecte, tot timpul. Păi, și aici, pe înțelepciune, pe frică, Da. știi ce să eviți. De ce nu zici jertfă? Că datorită jertfei de sine a venit Dumnezeu și a zis, iată, mă, cafea nu venea. Și apoi un lucru făcut din frică nu e tot una ca un lucru făcut de bunăvoie. Sigur că da. Făcut din ego. Tot ce e făcut din ego se distruge. Da. Va fi distrus. Adică ce ne îndeamnă să ne omorâm? Faceți totul pentru eul vostru, că asta zice indirect. Zice, când zice frica de Dumnezeu, zice, fă-i totul pentru binele tău. Asta va să zică. Păi când mă Da. ocup numai de mine, vine nenorocirea. Și atunci zice, vei avea frică de Dumnezeu atunci când vine nenorocirea. Deci te îndeamnă spre ego să ți-l întărești ca să vină nenorocirea din față, ca să ai frică de Dumnezeu după aceea, știi? Da. Vine și te distruge și ce dacă te distruge și ai ajuns să-L cunoști pe Dumnezeu. De ce? Când poți să faci jertfă de sine de la început și să nu ai suferința, să nu-ți vină suferința, că nu-i nevoie de ea. Deci te aruncă întâi în iad și mai și râde de tine. Și Da. acolo în iad o să ai frică de Dumnezeu. Cu răutate. Între oameni s-a cuibărit pe temelie veșnică și cu seminția lor ea va oblădui fără sminteală. Deplinătatea înțelepciunii este a se teme de Domnul și ea satură pe înțelepți din rodurile ei sale. Ea umple casa lor cu comori și grână grânarele lor cu roade. Cununa înțelepciunii este temerea de Dumnezeu, înflorind fericirea și sănătatea. Deci, până la urmă, uite, vezi că îți vorbește de frica de Dumnezeu, care îți aduce un bine pentru tine, exact cum ai zis. Uite, comori, grânarele, fericire, sănătate. Da. Domnul a văzut-o și a măsurat-o, El știință se și... referă la ego, că are fericire și sănătate ego. Și Da. noi ne-am referit întotdeauna la suflet. Da, Deci, da, da. nefericirea egoului este fericirea sufletului. Da, Deci trebuie pentru să vrei că... să-i produci rău egoului, cât mai Da, mult da. rău. Să nu-i meargă lucrurile bine, să nu-i dai ceea ce vrea, ca să poată să Sigur. întărească sufletul. Atunci este Da. fericit sufletul și ai sănătate. Deci numai când ego-ul suferă, noi, tu ai sănătate și fericire. Îți dai seama ce e pe dos, ce pe dos este? Deci asta Da. înseamnă că eu de dimineață până seara să nu caut binele deloc. Adică să constrâng ego. Ego este cu corpul nostru. Diavolul este una cu corpul nostru, cu ego-ul nostru. Deci noi pentru el trăim. Și dacă constrângi ego-ul, deci corpul, atunci se întărește sufletul și aia este fericire. Deci sunt două Da. fericiri. Fericirea egoului nu durează, că trece și el tot timpul luptă pentru mai mult bine, iar fericirea sufletului vine din lăsare, când renunță. Când renunță, face spațiu gol și vine divinul. Sunt fericiri total opuse. Total opuse. Da. Mai departe, 19. Domnul a văzut-o și a măsurat-o. Știință și înțeleaptă pricepere Domnul trimite ca ploaia și ridică sus în cinste pe cei ce stăpânesc înțelepciunea. Rădăcina înțelepciunii este temerea de Domnul și ramurile ei lungime de zile. Frica de Dumnezeu gonește păcatele și cine rămâne lângă ea abate mânia din cale. Mânia celui nedrept nu poate să aibă îndreptățire, căci uțimea mâniei lui este însuși prăpădul lui. Omul cel cu multă răbdare se stăpânește până la timpul potrivit, iar după aceea răsare veselia. Până la timp prielnic, el își ascunde cuvintele și gura celor credincioși va povesti despre cumințenia lui. În visteriile înțelepciunii sunt pilde iscusite, dar celui păcătos temerea de Dumnezeu îi se pare urăciune. Poftești înțelepciune? Țineți poruncile și Domnul îți va da înțelepciune. Căci întru temerea de Dumnezeu stau înțelepciunea și învățătura și plăcute sunt lui credința și blândețele. Nu fi răzvrătit față de temerea de Domnul și nu te apropia de el cu inimă fățarnică. Nu te purta cu oamenii fățarnici și ia seama la ce ți iese din gură. Nu te înălța pe tine însuți ca să nu cazi și să te faci singur de ocară, căci Domnul va descoperi cele ascunse ale tale și te va prăbuși în mijlocul adunării.
fiindcă nu te-ai apropiat de frica Domnului și inima ți-a fost plină de vicleșug. Da. Cu amenințări. Aici amestecat este. Da, când te nasc pe tine însuți, adică pui eu pe primul plan, dar când zici de frică, de fapt frica de Dumnezeu apare, așa cum am spus noi, din întărirea ego-ului. Da. Și Exact. de fapt întărește ego. Când vorbești despre frică sau de înțelepciune, întărește ego. Că ego este cel care are înțelepciune. Sufletul nu are nevoie de înțelepciune, el are iubire. Da. Iubirea este cea mai înaltă înțelepciune. Deci nu e nevoie. Deci el trebuia să facă o odă iubirii, nu înțelepciunii. E tot al Da, pătrunii. dar am mai avut el un capitol cu înțelepciunea. Am tot Da, da. citit-o, înțelepciunea lui Solomon. Da. Vreau să spun ceva aici. Da. Dacă omul împarte în bine și rău, în iubire și ură, el atunci nu știe ce este iubirea. Iubirea este binele și răul la un loc. Și iubirea și ura sunt exprimate de același Dumnezeu. Da. Și oamenii ce zic? Pentru că împart în bine și rău, atunci aleg un bine și zic răul nu este bun. Păi răul este generat de amplificarea binelui, de absolutizarea binului. Deci cât absolutizare de bine este, atâta rău îți vine din față. Și e tot Dumnezeu, că noi n-am ieșit din lumea lui. Tot ce există și vedem și are formă, are în spate pe Dumnezeu. La 15 secunde în spatele formei este divinul. Și chiar mai repede, am dat așa o cifră, m-am gândit la ce distanță, cât am făcut eu până la fluviul de gânduri. Nu, poate să fie imediat. La 2 secunde, la o secundă. Deci ei ne-au divizat în păcat și nepăcat și după aceea a apărut ura pe Dumnezeu. L-au tăiat pe Dumnezeu pe bucăți. Deci când omul sunt... O să vezi un om din acesta care împarte și vorbește despre iubire. Dar iubirea lui este binele lui. Deci Da. absolutizează binele. Dar binele este diavolul. Deci iubire îi spune diavolului. În condițiile în care iubire ar avea dacă ar accepta și opusul. Deci întotdeauna nu poți să cauți, să absolutizezi un bine că îți vine inversul și trebuie să te ferești chestia asta. Și tot timpul să zici că lucrurile sunt bune așa cum sunt. Și atunci iubești. Deci noi când punem etichetă rea lui Dumnezeu care vine sub forma negativă pentru că eu am absolutizat un bine, da? Și că Dumnezeu se exprimă negativ și eu îl resping, și eu îl văd numai pe Dumnezeu bun și resping pe Dumnezeu care vine sub formă constrângătoare din față, eu atunci întăresc, devin diavol. Că diabolizarea este absolutizarea binului. De aceea omul acela o să-l vezi că e radical sau zice eu nu sunt de acord. Când zice nu sunt de acord, omul acela este o ființă întunecată. Radicalismul este neacceptarea iubirii. Este ură pe Dumnezeu. Și se Da. simte și în cuvintele înverșunate, care îl diabolizează. De obicei, noi suntem aici la o școală de diabolizare. Deci, biserica și toate instituțiile astea care sunt construite și sunt bazate pe divizare, ei, de fapt, prin divizare te diabolizează. Te duci la psiholog, zice că nu e bine, ăla e vinovat. Da? Te duci la medic, zice că ai o boală și trebuie să te aperi de un dușman exterior. Nimeni niciodată nu se spune că dușmanul a pornit din tine și e prea mult bine pentru sine. Da? Și apoi nu, omul râm singuri, nu datorită acestor absolutizări și împărțiri care sunt mecanismul cu auto-întreținere care creează o buclă închisă, o închisoare în care noi nu putem să ieșim și nu mai putem să iubim. Deci asta întotdeauna trebuie să observăm. Unde ne duc propozițiile spuse, explicațiile, unde ne duc? Ne duc spre ură sau ne duc spre iubire? Dacă ceva ne duce spre ură și spre radicalism, spre critică, acuzație, spre ripostă, reacție, da? Spre negație, ele nu sunt adevărate. Din start trebuie să nu funcționăm pe ele, să le îndepărtăm. Dar ca să poți să ajungi în locul acesta, am spus că trebuie să ai jertfă de sine ca să ți se ridice vălul, că altfel nu le înțelegi. Și în școala iubirii sunt, noi vorbim, sunt 4.000 de filme
și ai putea să ai o înțelegere cât de cât din atâtea filme, nu? Dar oamenii nu le aud, dar pentru că n-au jefă de sine, nu le înțeleg. Aud, dar nu înțeleg. Știi? Și nu le pot urma. Că, în primul lucru, ai văzut la Zen, la templele Zen. Întâi i-a pus la muncă, i-a umilit, i-a călcat în picioare și după aceea s-a ridicat vârful și a venit înțelegerea după 11 ani. Îți dai seama ce greu vine înțelegerea. Deci trebuie multă, multă jertfă de sine. Da? Apoi suntem în dualitate și dacă ești în dualitate trebuie să compensezi polarizarea. Cum vine cineva polarizat din față, cel puțin în mintea ta trebuie să echilibrezi. Că altfel dacă le lași absolute, te lovesc. Te lovesc și intră în tine. Este foarte periculos. Ăsta este adevăratul microb care vine din aer. În momentul în care cineva vine spre tine și vine polarizat și tu nu ai echilibrat polarizarea și nu ajungi la îngăduință, la acordarea circumstanțelor atenuante, dacă nu ajungi la starea asta de îngăduință, absolutul ăla vine și te lovește și intră în tine și se transformă într-un nod energetic. Este foarte, foarte periculos. Prin cuvinte. Oamenii se atacă prin cuvinte și prin poziția pe care o au ei, prin dominantă. Cuvintele, cum sunt ele construite? Dacă au o dominantă din aceasta, ăsta este bine, lucrul ăsta este bine, nu. Că dacă absolutizez bine, la te va lovi. Dacă accept, mă va lovi și pe mine. Îl lovește și pe el, mă va lovi și pe mine. Deci trebuie să nu accept absolutizarea deloc, niciodată. Este bine oricum, iubirea este și plus și minus și păcat și nepăcat, în mine cel puțin. Dacă poți să, nu poți să spun omului acela că e răzvrătit și reacționează și nu poți să-i spun nimic, cel puțin sunt îngăduitor în mine și sting în mine. Când mă duc în liniște, îl pot și opri. Când ating liniștea, prin echilibru, am echilibrat cu inversul, că el a absolutizat plusul și am echilibrat cu inversul, cu minusul, atunci el se liniștește din față și nu te mai atacă. Pe de altă parte, ei vin așa spre noi pentru că este în noi ceva, începem noi să ne poziționăm, să ne polarizăm. Și pentru că suntem polarizați, vine un polarizat din față. Deci Da. pentru fiecare polarizare a noastră, îți vine un polarizat care îți arată că ești polarizat și te lovește. Da. Deci doar indicatoare, exteriorul doar indică ce este noi, nu e greșit deloc, doar că trebuie să luăm inversul imediat ca să liniștim focul acela care se creează, că ne lovește și pe noi din față și ne distruge. Noi ne distrugem singuri. Dacă observi, în timp de război, apare propaganda. Propaganda ce face? Zice mereu că celălalt este de vină. Zicând că este de vină ca să te simți diferit, ca să poți să-l omori. Că dacă nu te simți diferit, sau zice, uite ce victorii avem noi. Știi? Și tot timpul Da. plusează pe victorii. Adică ego-ul să crească. Și dacă crește ego-ul, atunci lupți cu aproapele tău. Deci ăsta este principiul. Că altfel oamenii, este din Noul Testament. Noul Testament se bazează pe divizare. Și este instrumentul cel mai perfect din cauza căruia noi am fost divizați. Bine că celelalte religii sunt la fel, sunt bazate pe divizare. Adică vezi și la alte religii, vezi ură, răutate, accentul pus pe materie puternic, știi? Pe înfățișare, pe formă, pe bani, pe savoare, pe gust. Deci reactivitate, o forță foarte mare. O reactivitate foarte mare. Bun, mai departe. Între oameni s-a cuibărit pe temelie veșnică și cu seminția lor ea va oblădui fără sminteală. La cât De ești? plină 15, 1 cu 15. De plinătatea înțelepciunii este a se teme de Domnul și ea satură pe înțelepți din rodurile sale. Asta mi-ai citit-o, cred că am terminat, cred că sunt la 2. Doi. Răbdarea în ispite, nădejdea în Dumnezeu. Fiul meu, dacă te apropii să slujești Domnului, pregătește sufletul pentru ispite. Încordează inima ta și fii tare și nu te turbura în timpul de restriște. Lipește-te de Domnul și nu te depărta de El ca să crești mereu până la sfârșitul tău.
Primește toate câte ți se întâmplă și în felurimea smereniei tale fiind de lung răbdător. Căci aurul se lămurește în foc și oamenii cei plăcuți lui Dumnezeu în cuptorul smereniei. Nădăjduiește în el și el te va ajuta, fă drepte cărările tale și nădăjduiește întru el. Voi cei ce vă temeți de Domnul, așteptați mila lui și nu vă abateți, ca să nu cădeți. Voi cei ce vă temeți de Domnul, puneți-vă credința în el și răsplata voastră nu se va pierde. Voi cei ce vă temeți de Domnul, nădăjduiți în cele bune și în veșnica desfătare și în îndurare. Uitați-vă la rândurile de oameni, cele de demult și vedeți cine a nădăjduit în Domnul și a rămas de rușine. Sau cine a stăruit în frica Domnului și a fost părăsit. Sau cine a chemat numele Domnului și l-a trecut cu vederea. Fiindcă Domnul este îndurător și milostiv și iartă păcatele și mântuiește în vremea necazului. Vai de inimile fățarnice și de mâinile slăbănoace și de păcătosul care umblă pe două drumuri. Vai de inima fără vlagă, fiindcă n-are nicio credință. De aceea va rămâne fără adăpost. Vai vouă celor ce ați pierdut răbdarea, și ce veți face când vă va cerca Domnul? Cei ce se tem de Domnul rămân credincioși poruncilor lui și cei ce-l iubesc se țin de căile lui. Cei ce se tem de Domnul caută să-i fie plăcuți lui și cei ce-l iubesc pe el se satură din legea lui. Cei ce se tem de Domnul au inimile pregătite pentru el și în fața lui smeresc sufletele. Voim mai bine să cădem în mâinile Domnului și nu în mâinile oamenilor, căci pe cât de mare este puterea lui, tot atât de mare este și îndurarea lui. 3. Datoria fiilor către părinți, smerenia. Fiilor, ascultați de la mine care este dreptul tatălui și purtați-vă astfel ca să vă mântuiți. Fiindcă Domnul a hotărât ca tatăl să fie cinstit de feciori și a întărit asupra fiilor puterea mamei. Cel ce cinstește pe tată își răscumpără păcatele și cel ce dă cinste mamei sale seamănă cu cel ce adună comori. Cel ce cinstește pe tata bucura se va de copiii săi și în ceasul rugăciunii sale va fi ascultat. Cel ce mărește pe tată va trăi zile multe și cel ce ascultă de Domnul va odihni inima mamei sale. Cel ce se teme de Domnul cinstește pe tatăl său și slujește ca unor stăpâni pe cei ce l-au născut. Deci vezi ce aici, deci cel ce slujește pe tatăl său, da, Da. se teme de Domnul, adică îl iubește pe Dumnezeu. Da. Deci dacă numai dacă femeia îl respectă pe bărbat, îl iubește pe Dumnezeu. Da. Îl cinstește pe bărbat, îl iubește pe Dumnezeu. Deci raportul ei față de Dumnezeu se face prin bărbat. Prieten, iubit. 8. Cu fapta și cu cuvântul cinstește pe tatăl tău, ca binecuvântarea lui să vină asupra ta, căci binecuvântarea tatălui întărește casele fiilor. Iar blestemul mamei le dărâmă până în temelie. Nu căuta mărire într-o necinste a tatălui tău, căci necinstea tatălui nu ți-aduce mărire. Mărirea omului vine din cinstea tatălui său și o mamă fără cinste este o cară pentru copii. Fiule, sprijinește pe tatăl tău la bătrânețe și nu-l mâhni în viața lui. Chiar dacă mintea lui se va împuțina, fii îngăduitor și nu-l disprețui, când ești în toată puterea ta. Pentru că purtarea milostivă arătată tatălui nu va fi uitată. Și în pofida păcatelor casei tale îi va merge bine. În ziua de restriște, Domnul își va aduce aminte de tine și ca gheața când este o zi caldă, așa se vor topi păcatele tale. Ai tomaca hulitorul de Dumnezeu este cel ce năpustește pe tată și blestemat de Domnul este cel ce face zile rele mamei sale. Fiule, cu blândețe săvârșește lucrurile tale și vei fi iubit de Domnul primit, vei fi iubit de omul primit de Dumnezeu. Cu cât ești mai mare, cu atât te smerește mai mult și vei afla har înaintea Domnului. Că mulți oameni mari și slăviți sunt, dar tainele se descoperă celor smeriți, căci puterea Domnului este mare și se preamărește de către cei smeriți. Deci vezi,
Deci tainele se descoperă numai celor care sunt, se jertfesc pe sine, care sunt smeriți. Și apoi zice că și puterea Domnului este mare, se preamărește de către cei smeriți. Deci prin jertfă de sine vine puterea Domnului spre tine. Deci jertfa de sine e puterea Domnului. Uite ce frumos spune. Da? Iar smerit nu poate fi decât unul care nu are nimic, că nu am văzut oameni care să aibă de toate și să fie smeriți, nu? Da. Da. Pentru că posesele sunt ego, sunt eu. Da. Diabolizare. Ceea ce covârșește mintea ta, nu căuta, și ceea ce este mai presus de puterile tale, nu iscodi. Cele ce s-au poruncit ție, la acelea să te gândești, căci de cele ascunse n-ai nicio nevoie. Nu te apuca să iscodești cele ce trec dincolo de îndeletnicirile tale, că ți s-au arătat mai multe decât poate să priceapă o minte omenească. De vreme ce singura lor închipuire pe mulți i-a înșelat și relele socotințe au strâmbat cugetele lor. Inima îndărătnică va păți rău mai pe urmă și cel ce iubește primejdia în primejdie va pieri. Ne oprim puțin. Nu te apuca să-i scodești cele ce trec dincolo de îndelenicirile tale. Uite ce frumos spune. Adică n-ai nevoie să afli sensurile ascunse ale lumii. Da. Că ți s-au arătat mai multe decât poate să priceapă o minte omenească. De ce destul cât ți se arată? Nu căuta semne și minuni. Ce e să ți se arate, ți se va arăta dacă e ceva. Că restul sunt închipuiri. Da. Care înșeală și rele socotințe care strâmbă cugetele oamenilor și îl fac îndărătnici. Inima îndărătnică va păți rău mai pe urmă. Cel ce iubește primejdia, în primejdie va pieri. Da, în momentul în Dar care. are și părintele Arsenie Boca o vorbă că a zis că cred că ceva de genul că nimic nu e mai strâmb decât imaginea lui Dumnezeu în mintea omenească. Da. Inima împietrită se va împovăra cu dureri și cel păcătos va grămădi păcate peste păcate. Clipă. Deci, apare primejdea, îndepărtarea de divin, e Da. suficient aici cât ai, e suficient, te limitezi pe tine, știi totul. Nu ai nevoie de mai multă înțelegere. Da. Dacă vrei mai multă, ți se pune văl pe față și omul devine curt Cain, cerber încăpățânat și judecător, devine judecător Da. și se împietrește inima, îi se răcește inima și se împovărează așa cu dureri, fără rost. Și Da. va îngrămădi peste el păcate peste păcate. Deci, păcatele, vezi ce, este și o definiție superbă a păcatului. Păcatul este tot ceea ce depășește limitele. Da. Tot ce este mai mult decât ai nevoie este păcat. Deci, binele propriu pus pe primul plan este cel mai mare păcat, este singura boală care există. Uite, dă definiție ce înseamnă păcat. Binele propriu mai presus de toate. Da. Când pui binele tău pe primul plan, apar necazurile. Binele înseamnă toate satisfacții, toate patimile acestea puse pe primul plan. Și apare după aceea. Inima se împietrește, se împovărează de dureri și vine primejdia. Da? Vine să-ți distrugă absolutizările. Uite, școala iubirii explicată aici. 26. Nenorocirile nu le cuiesc pe cel trufaș, căci vlăstarul răutății s-a înrădăcinat în inima lui. Da. Inima celui înțelept zăbovește asupra pildelor celor înțelepți și dorința omului cu minte este să găsească o ureche ascultătoare. Focul pâlpâitor îl stinge apa, iar milostenia îi spășește păcatele. Cel ce întoarce binefacerea primită se gândește la cele ce vor fi pe urmă și la vreme de cădere el va afla sprijin. Da. 4. Nu prea e bine Milost. spus aici, pentru că când faci ceva spre bine, pentru binele celuilalt, tu faci fără un sprijin în viitor, fără Da. să aștepți un sprijin. Deci nu prea e bine spus. Focul pulpuitor îl stinge apa, deci apa care este moale stinge focul care este arzător. Focul este absolutizarea binului. Ăsta Da. este focul. Și apa este echilibru. Apa, dacă ai un bazin, știi,
dacă te duci într-o parte, apa toată se duce într-o parte, știi? Da. Și apa trebuie să fie în echilibru ca să fie liniștită, altfel nu e liniștită. Suprafața ei nu este dreaptă. Da. Dacă este într-o parte, nu e dreaptă și neliniștită. Inima, nenorocirile nu le cuiesc pe cel tufaș. Da, deci nu e de ajuns. Câtă nenorocire, cu cât omul își caută binele, vezi, trufie, e păcatul cel mai mare, trufia vine din absolutizarea avantajelor individuale. 4. Milostenia. Cât de mult folosește înțelepciunea? Are o boală cu înțelepciunea. Fiule, să nu lipsești pe cel sărac de mijloacele de trai și ochii celor nevoiași să nu-i faci să aștepte. Sufletul celui flămând să nu-l întristezi și să nu amărăști pe omul sărac în sărăcia lui. Inima necăjită nu o tulbura și nu întârzia să dai celui lipsit. Rugăciunea celui necăjit nu o lepăda și nu-ți întoarce fața ta de la cel sărac. Nu-ți întoarce ochii de la cel ce este în nevoie și nu da prilej omului să te blesteme. Că rugăciunea celui ce te blestemă pe tine într-o amărăciune a sufletului tău o va auzi cel ce l-a făcut pe el. Ne opun puțin. Zice, Da. sufletul celui flămând să nu-l întristezi și să nu amărești pe omul sărac în sărăcia lui. Deci să nu îl... Nu vine cuvântul în cap. Să nu-l jignești. Da, să nu-ți bagi joc de el, să Nu-ți bagi nu... joc de el, da. Da. Că e înalt. E Dumnezeu care este, ia rolul de om sărac și este tot așa de înalt ca orice om. Da. Este divinul peste tot. Asta nu vedem noi, că divinul peste tot. Și ar fi, știința ne ajută acum să-l vedem, că e cu microscopul electronic, cu nu știu ce, cu celulele, și ne dă posibilitatea să putem să ne închipuim că Dumnezeu pătrunde totul, Da. că totul e într-o armonie extraordinar de puternică și totul e ținut la oaltă de o forță. Și am putea să intuitiv să ne dăm seama că El este peste tot și cu toate astea nu vrem. De ce? Pentru că nu ne aduce avantaje chestia asta. Dacă Dumnezeu este peste tot, atunci eu nu mai pot să fiu mai bogat. Că nu am de ce să mai fiu mai bogat. Că faptul că eu sunt El este cea mai mare bucurie, cea mai mare miracol posibil. Și nu am nevoie de ceva mai mult. Și se termină cu bogăția. Se termină cu banii, cu mașinile, cu toată societatea asta de consum. Asta este pericolul. Când vezi pe Dumnezeu peste tot, nu mai ai cu cine să te lupți. Nu mai ai pentru ce să lupți ca să aduni mai mult. Nu rămâne decât iubirea, să o sacrificiu de sine pentru celălalt. Deci asta aduce, al vedea pe Dumnezeu peste tot, îți dă posibilitatea să te jertfești pentru toată lumea în mod egal. Adică doar să dăruiești fără să aștepți nimic în schimb. Pentru că nu ai nevoie, fiind divinul, ești plin de iubire. Tu, cu cât ai mai multă iubire, cu atât mai multă primești. Deci nu te interesează să adun cât mai mult, să ajungi cât mai sus, să câștigi cât mai mult. Ești interesat doar să dai, să sacrifici. Și atunci primești mai multă iubire. Deci cu cât dai mai multă iubire, cu atât primești mai multă iubire. Da. Iar iubirea înseamnă o putere de a rezista și de a dărui în continuare. Asta înseamnă o putere. Îți dă putere să faci, să muncești dimineața până seara pentru celălalt. Asta este iubirea. Mai departe. Fă-te iubit adunării și înaintea celui mai mare smerește capul tău. Pleacă săracului urechea ta și De ce nu mai în povestește. fața celui mare? Da. Vezi? Am împărțit aici. Nu Da. poți să-l suspectezi că nu știe. Da, Știe, se ei, spune. sunt Că normal. dacă e cu atâta grijă să evită să zică cuvântul jertfă de sine sau slujire, Da. înseamnă că știe ce să evite. De ce să Pleacă. zberești capul în fața celui? Deci asta folosește stăpânului, folosește lui. Să vină omul să se stăpânul. Deci stăpânul cine? Preotul. De ce să smerească omul capul în fața preotului? Păi nu e egal. Da, De ce să da. se ducă cu frică la el? De ce să se ducă? De ce să Sau de ce ridice? să te smerești numai în fața celui mare? Exact. Smerește-te în fața tuturor. Tuturor, da, toți.
De ce nu mai la preot? Uite, și Fiecare. la sărmanul ăla de mai înainte care a vorbit de el. Sigur că da. Uite, zice, pleacă sărmanul urechea ta. Da. Unde ți răspunde? Dar dincolo la cel mare, zice, smerește-te. Adică fă ce zice el. Da. Păi de ce să nu face, zice, și săracul, că vorbește același Dumnezeu? Vezi, Da. a băgat niște Aici, contradicții strâmbe din soare. aici îl pune cumva mai sus decât sărman. E o poziționare. Da. Da. Păi dacă te supui celui care e superior, te supui și sărmanului, tot așa de mult. Da. Că zice, a pleacă cu blândețe, adică fă-i cum vrei tu, cum crezi tu de cuvință, dar ascultă-l pe sărac. Da, Nu, da. supune-te. Că sus zice, supune-te stăpânirii, zberește capul tău celui mai mare. Da? Pe, Deci, însăși cuvântul pleacă, vezi? Pleacă săracului, e ca și când da, tu mai ești mai ascultă ce sus. zice și el. Da, mai lasă-te. Nu zice Da. supune-te săracului, trebuie să spună Da, supune-te, că da. săracul e tot Dumnezeu. Vezi, nimeni nu vede că Dumnezeu vine sub formă și sub formă negativă. Sunt Da. sigur că mii de ani de aici încolo școala iubirii nu o să fie acceptată. Este imposibil. Pentru că și-ar pierde stăpânii puterea. Imposibil. Și nu s-a mai împușcat, nu s-a mai omorât între ei, n-a mai existat bogați și săraci. N-a mai existat criză climatică, financiară, nimic. Totul a intrat în armonie. Dacă e armonie în noi, va fi și în afară. Mai departe. Nici asta nu pare ok. Scoate pe cel năpăstuit din mâna celui ce îl năpăstuiește și nu fi slab de înger când hotărăști dreptatea. Dreptatea. Păi în momentul Da. că ai supus tuturor, care e dreptate? Că tu nu mai hotărăști nimic atunci. Ăla hotărăște pentru tine. Da. Ăla hotărăște ce să faci. Deci când e Nu, sluga că să hotărăști tuturor, dreptatea dintre năpăstuit și asta năpăstuitor. înseamnă ca tu să faci ceea Da. ce vrei tu și n-ai voie. Da, Tot da, timpul trebuie da. să fii sub celălalt, să fii supus celuilalt din fața ta. Păi Atunci dispare dreptatea. și ca să hotărăști o dreptate, trebuie să fii poziționat. Exact. Și dispare năpasta. Nimeni nu te Da. poate năpăstui. Da. Da? Nimeni. Când e slujitor, e slujitor, e sclav și sclavul execută. Și s-a terminat cu dreptatea și cu năpăstuirea. Da. Fii celor orfani ca un tată și ca un bărbat pentru mama lor și vei fi ca un fiu al celui prea înalt și te va iubi pe tine mai mult decât mama ta. Ne oprim puțin. Deci scoate pe cel năpăstuit din mâna celui ce îl năpăstuiește. Păi tu dacă ai Da. sluga tuturor, nu se înfățișează în fața ta o asemenea situație. Nu ți Da. apare niciun năpăstuit care să fie oprimat de un năpăstuitor. Nu Da. apare. Deci dacă tu, depinde, deci logic, depinde de mine. Dacă eu sunt sluga tuturor, eu n-am ego. Fără ego, n-are, nu poate să vină în fața mea ceva ce să mă arate mie. Că înseamnă că eu să fiu la fel. Și eu să năpăstuiesc ca să vină un năpăstuit să-mi arate că eu năpăstuiesc. Și dacă nu fac asta, dacă sunt slugă, nu vine nimeni. Iar mai departe, fiii celor orfani ca un tată și ca un bărbat pentru mama. Fiii celor orfani ca un tată, Da. comportă-te celor Da. ca un tată și ca un bărbat pentru mama lor. Vezi, aici spune în amănunt ce să faci. Dar de jertfă de sine și de slugă a tuturor nu spune. Da. Adică mă ia cu orfanul, cu mama, cu tata, exact ca la Isus. E aceeași mână, aceeași minte. Da. Care a scris chestia asta. Înțelepciunea înalță pe fiii săi și poartă de grijă celor care o caută. Nu înțelepciunea, ci jertfa de sine, slujirea. Da. Atunci vei avea înțelepciune când vei sluji, dar durează. Când îți pierzi eu. 11 ani la tibetani pe acolo. Cel ce o iubește, iubește viața și cei ce se scoală pentru ea dis de dimineață se vor umplea de veselie. Uite ce frumos zice, cel ce iubește, iubește viața. Nu, cel ce o iubește, adică înțelepciunea. Cine ce o iubește pe înțelepciune, iubește Înțelepciune. viața. Da. Deci cel care iubește jertfa de sine, iubește viața, da, am înțeles. Da. Și se scoală dis de dimineață ca să fie robul tuturor. Ce veselie! Da. Cel ce o stăpânește va moșteni mărire și oriunde va merge, îl va binecuvânta Domnul.
Cei ce o slujesc pe ea fac slujbă celui sfânt și pe cei ce o iubesc, Domnul îi iubește. Aici e în partea că cel sfânt, cel nesfânt. Da, Bă, da, toți da. suntem sfinți, iar o ia de la capăt. Suntem Cine nevoiți mai... să echilibrăm, pentru că altfel dacă rămânem cu astea așa blocate pe o anumită poziție, ne lovesc. Deci suntem Da, obligați să acordăm circunstanțe atenuante. observ că și exprimarea e alta, nu Da. e specifică Da. Vechiului Și Testament. ăsta e un atac. După părerea mea, întotdeauna poziționarea. Când cineva te atacă cu poziționare, e un Da. atac, vrea să-ți facă rău. Da. Și au toată siguranța că omul gândește polarizat și va fi lovit. Și te lovește polarizat. După care începe să-ți judece. Omul nu știe de ce și de unde i-a venit, dar îl vede pe ăla greșit și începe să-ți judece și începe lupta și despărțirea și mai departe. Toate necazurile vin de la divide din impera. Două cuvinte. Divizează și vei conduce. Cel ce o stăpânește va moșteni mărire și oriunde va merge, îl va binecuvânta Domnul. Cel ce o slujesc pe ea fac slujbă celui sfânt și pe cei ce o iubesc, Domnul îi iubește. Cine ascultă de ea va judeca neamurile și cel ce se apropie de ea va sălușui fără De ce grijă. să judeci neamurile? Nu? De ce să judeci? De ce ai nevoie să judeci? Judecătorul este numai diavolul. Înțelegi? Da. Nici creatorul Universului, Dumnezeu nu ne judecă. Ne lasă așa defecți și greșiți așa cum sunt. Dacă creatorul Universului ne lasă defecți, noi de ce nu îi lăsăm pe ceilalți defecți? Cine are nădejde în ea, are parte de ea și vor avea parte de ea și urmașii lui. Fiindcă la început umblă cu el, cu fața ascunsă și aduce asupra lui spaimă și strâmtorare și îl chinuiește cu învățătura sa, până ce va prinde încredere în el și îl va ispiti într-un îndreptările sale. Apoi din nou vine la el pe cale dreaptă și îl umple de bucurie și îi dă pe față cele ascunse ale sale. Iar dacă va Ce rătăci, aiurea zice, vine cu fața ascunsă, aduce asupra lui spaimă și strâmturare și îl chinuiește cu învățătura sa până ce va prinde încredere în el și va ispiti într-un îndreptările sale. Deci zice de înțelepciune, că îl chinuiește pe ăla, știi? da. Dar puțin că dacă tu ești supus, nu te mai chinuiește nicio înțelepciune, că ea vine firesc. Vine firesc și ți se ridică vărul și îți vine toată înțelepciunea. Tainele lumii ți le dă. Viața îți dă tainele. Nu Apoi din cărțile. nou vine la el pe cale dreaptă și îl umple de bucurie și dă pe față cele ascunse ale sale. Iar dacă va rătăci, ea îl va părăsi și îl va lăsa în mâinile prăpădului. Dacă pleacă înțelepciunea. De ce n-a zis iubirea? Îți dai seama, a zis numai despre înțelepciune, nu zice despre iubire. Că dacă iubire nu este, atunci intri în mâna prăpădului. Vezi? Da. E altceva. Iubire înseamnă sacrificiu de sine. Nu înțelepciune. A pus un termen care o generalitate așa de mare încât nu poate fi aplicat nimic. Special ca să nu aplice. Vorbe în goale și în vânt. Ia aminte la ce ți-aduce vremea și ferește-te de rău și pentru credința sufletului tău să nu te rușinezi. Căci este rușinare care aduce păcat și este rușinare care aduce mărire și har. Da, în parte, în păcare, în păcare. Ce rușinare aduce mărire și har? Păi asta este rușinea, că împarți. Da. E cea mai mare rușine. Îl tai pe Dumnezeu pe bucăți. Nu se poate. Nu există nimic în lumea asta care să nu fie El. De ce să-L tai pe bucăți? Ca să ce? Când tai pe bucăți, te ridici pe tine. Înseamnă că tu devii stăpân, devii important. Divide. Cel care divide, devine stăpân. Și celălalt devine sclav, sclavul lui. Dacă acceptă divizarea, nu ai voie să accepti divizarea, că nu există. Iubirea este și plus și minus la un loc. Atunci iubești. Când îl accepti pe Dumnezeu și sub formă negativă care vine spre tine. Aia, și cine te pune să generezi rău? Că în momentul în care absolutizezi un bine, generezi rău, creezi păcatul. Nu, nu, Da. există, nu există păcat. Atâta timp când nu absolutizezi nimic, nu există păcat.
din absurdizări. Se absurdizează binele și după aceea viața noastră, absurdizând binele în mod repetat, ne trezim că pe omul din fața noastră îl aruncăm în suferință, pentru că din cauza noastră. Că am zis că așa trebuie să fie lucrurile și lumea. Nu e adevărat. Lumea este și drogată, lumea este și tatuată, da? Deci este în toate formele. Dumnezeu vine în fața noastră sub toate formele. Ce să faci? E același Dumnezeu în fiecare, că inima omului acela cine o bate? Că nu o bate el. Bate ceva, el bate, că vrem noi. Când pleacă la moarte, cine pleacă? Pleacă acel care a bătut inima toată viața. Acela pleacă. Cel care a vorbit prin vocea ta, cel care a privit prin ochii tăi, acela pleacă. Și gata, poc, s-a închis-o și s-a dus. Cine a plecat? Privitorul. Cel care a acționat acolo, cel care a muncit în corpul tău să te țină în viață, acela a plecat și pe care l-a desconsiderat în viața întreagă și ai împărțit, că e bine și rău, care? Că dacă el nu se jertfea pe tine, de ce ai împărțit? Că nu există împărțire, nu este decât sacrificiu de sine. Există o împărțire în corpul nostru? Că dacă el nu s-ar jertfi continuu, dar dacă n-ar bate inima aceea continuu, nu am exista. Deci când se oprește inima, într-o fracțiune secundă s-a terminat. Deci atac de cord sau atac cerebral, imediat se oprește totul. De ce? Cine a plecat? Bătătorul inimii, cel care bate inima, care îi dă acțiune acolo. Cine inițiază acțiunea? Ăla este, e șeful corpului tău. Cum să zici că e ceva rău? Poate să facă el, a făcut el inima, a făcut corpul nostru minunat. Și toată realitatea asta, frunze, aer, apă, soare, totul este miraculos și perfect. Păi ce știi tu ce a făcut el când a făcut? De unde să zici tu, ești judecător, să-l împarți tu în bine și rău? Totul e perfect. Și imperfectul, imperfecțiunea și răul. Răul e perfect așa cum este. Vine pe nebunile din capul nostru. Deci ei ne-au făcut să împărțim pe Dumnezeu pe bucăți și de aici a apărut zavistia. Ura, supărarea, furia, suferința în lume. Că nu ar exista. Există numai iubire. Și iubirea este o continuă jertfă de sine pentru cealalt. Nu știi ce să faci ca acela să fie mai bine. Dacă ar exista știință și tehnică, s-ar putea să fie existat, dar în altă formă. Sau atât cât este nevoie. Mă gândesc, pe exemplu, că nu ar fi luat formele acestea ușoare, nu? Cu mașini mici, cu nu știu ce. Cred că era suficient să se întâmple la sat. La stat se duceau la clacă unii la alții, da? Săpau pământul unii la alții, era veselie, aia era ultimul nivel. Aveau ei nevoie de tractoare, de nu știu ce, nu aveau nevoie. Și aveau tot ceea ce aveau nevoie de pe pământul pe care lucrau, aveau. Făceau schimburi, făceau troc și mai departe. Tot era perfect. Deci satul se auto-întreține în mod perfect, nu are nevoie de oraș. Avea nevoie satul de mașini mici, de nu avea nevoie de nimic. Satul era perfect așa cum este. Mii de ani așa a fost și uite-te că s-a zăpăcit de la cap. Intră ăștia cu un bine mai mare decât binele și i-a distrus. Mai departe. Să nu te uiți la fața nimănui când e vorba de paguba sufletului tău și să nu-ți fie rușine când îți stă în față primejdia căderii tale. Adică cum? Adică să te pui, să ai grijă de tine pe primul plan, vreau să zică, nu? Paguba sufletului tău. Care paguba? Că sufletul nu are paguba. Numai conflicte logice are aici. Numai conflicte logice. Trebuie să ai o minte așa de întortocheată ca să poți să eviți la fiecare propoziție, să eviți adevărul. Este incredibil. Și trebuie să stai mult să deci din cauza asta trebuie să zică care este adevărul și să-l învârtească în toate modurile ca să nu înțeleagă omul nimic. Așa s-a făcut. Da. 23. Nu opri cuvântul când poți să mântuiești pe fratele tău și nu ascunde înțelepciunea ta spre slavă deșartă. Fiindcă înțelepciunea se cunoaște din cuvânt și învățătura din ceea ce rostește gura. Uite ce zice, ne îndeamnă să ne mărim pe noi, adică să învățăm pe celălalt. Pe cine înveți? Că celălalt vine cu ceva din tine, nu are ce să înveți pe Dumnezeu. Deci omul din fața ta, preocupă-te de tine și atunci cel din fața ta nu te va mai corecta. Să nu va veni constrângător asupra ta. Deci nu ai treabă cu celălalt. Ce să nu vezi pe Dumnezeu? Că e același Dumnezeu în față. Deci totul e pe dos, făcut pe dos. Aici este făcut ca să te ridici pe tine. Te ridici pe tine și atunci te dobori. Că trebuie să fii adus înapoi. Îți aduci necazurile în alte moduri, de peste tot, ca să poți să fii adus înapoi în smerenie. Da.
în bună măsură. E de bun simț școala, nu e să nu se supără oamenii. Nimeni nu vrea să le anuleze ceea ce crede. Ei sunt liberi să meargă poziționați, doar noi că arătăm care e consecința poziționării. Că nu erau tâmpiții stăpâni la lume să facă ceva care să nu fie în interesul lor. Să te facă pe tine să iubești. Nu putea să facă asta nimeni niciodată. Mai departe. Nu grăi împotriva adevărului, ci te rușinează pentru neînvățătura ta. Nu-ți fie rușinea mărturisi păcatele și nu te sili împotriva curgerii răului. Nu te supune omului nerod. Uite, nu te supune. Pe omul nerod este Dumnezeu care vine sub forma unui om nerod. Doamne. Și nu măguli fața celui puternic. Luptă-te până la moarte pentru adevăr, i-a Păi auzit. ai pe dos. Adevărul nu se luptă. Doamne, ce faci aici? Și Domnul Dumnezeu se va lupta pentru tine. Păi n-are nevoie să se lupte pentru tine. Nu fii viteaz când vorbești și moliu și leneș când te apuci de lucru. Nu fi ca un leu în casa ta și puielnic cu casnicii tăi. Să nu fie mâna ta întinsă la luat și strânsă la dat. Da, ne oprim aici. O nebunie. Le-a luat pe dos. Da. Dar eu de când am citit că este atribuită lui Solomon, așa scrie pe Wikipedia, că Da, păi scrierea e să și atribuită lui simte că e cu Solomon, dar înțelepciunea. m-am gândit, zic, stai să vezi chin și chinul e destul de mare. Este, frate, o să fii atent așa, mă și adorme. E Te foarte plictisești. groasă, da. Cartea asta, Lisia? Da, Ecleziastul, da, e gros. Asta e. Am trecut noi și peste celelalte. Da. Deci am rămas la 5. La 5. Mâine dimineață, da? Bine, zi frumoasă în continuare, papa. O zi bună, la revedere!